Mă vreo 2 săptămâni trecute când am semnalat problema asta la poliție și vedem că nu s-a rezolvat. Unele mașini și-au mai deschis geamurile, se vede câte ceva prin ele, dar merțanul din fața președinției a rămas ca oglinda. De ce oare angajații lui Timofte, plătiți din banii noștri, pot sfideze în halul ăsta legea? Oare ce are de ascuns șoferul și cel care stă alături lângă șoferul mașinii astea? De ce au pus așa geamuri reflectorizante și de ce poliția se comportă de parcă n-ar avea influență în statul ăsta? Tovarășe Timofte, cum vrei să fii credibil dacă nu ești capabil măcar ordine în angajați, în subalternii dumitale să îi impui? Tăi președinții vării stână. Halal așa stat. Halal așa președinte. Da, arată pardonul, că e mai interesant decât fizionomia. În plus, mașinile cele au intrat acolo unde alții n-au acces. Nu-s muritori de rând ăștia? Mașini speciale?